17. Pianistul barului trecu nostalgic de la Hello Young Lovers la Whatever Will Be, Will Be. Dacă mai cântă multe vechituri de astea, spuse Harry London, o să încep să mă plâng în bere. Încă o văd ca amice? De ce naiba? De ce naiba nu? Fă o dublă. Nim, care auzea și muzica, se asculta acum pe sine cu obiectivitate. Discursul îi se împreticea pe la margini, Observă ceea ce era explicabil, băuse deja prea mult și o știa, dar constată că nu-i păsa. Bășbuind printr-un buzunar, scoase cheile mașinii și le împinse peste masa mică și cu tăblie neagră. Ai grijă de astea. Vezi că iau un taxi până acasă." London vără cheile în buzunar. Fi sigur, pot să dormi la mine peste noapte dacă vrei." Nu, mersi, Harry." Curând, când băutura îi va fi tocit și mai mult simțurile... Nim intenționa să se ducă acasă. De fapt, chiar o vroia. Nu-și făcea griji că apare acolo beat. Cel puțin nu în seara asta. Leac și Benji vor fi adormit și n-aveau să-l vadă. Iar Ruth, cu compasiunea și înțelegerea ei, îl va ierta. Probă, probă, spuse Nim. Voise să-și audă din nou glasul înainte de a-și-l folosi. Acum, mulțumit de coerența acestuia, îi spuse lui Harry. Știi ce cred eu? Cred că lui Wally îi era mai bine mort. London trase o dușcă lungă de bere înainte să răspundă. Poate că Wally nu privește la fel. Ok, s-a ars rău și și-a pierdut scula. Dar mai sunt și alte. Pentru numele lui Dumnezeu Harry. Se ridică glasul lui Nim. Tu înțelegi ce spui? Și ești blând. Îl preveni London. Alții din bar priviră spre ei. Adăugă repede. Sigur, înțeleg. Cu timpul, Nim se aplecă peste masă, echilibrându-și cuvintele la fel cum un acrobat ar ține o farfurie pe un braț. Cu timpul arsurile se vor vindeca. Au să-i grefeze piele. Dar nu poți comanda un penis din catalogul Sears. Foarte adevărat. Nu pot nega. Clătină London trist din cap. Biet ticălos prins noaptea pe drum. Pianistul de cocktail cânta acum Lara Stem, iar Harry London își șterse o lacrimă. 28! exclamă Nim. Atâția ani are! Pentru Dumnezeu, 28! Păi orice om normal la vârsta asta mai are în față încă o viață întreagă de... London, eu tăiesc scurt. N-am eu nevoie de diagrame. Își termină berea și îi făcu semnă chelnerului să mai aducă una. Un lucru nu trebuie să-l uiți, Nim. Nu tot omul e un pulangiu pe tot ce mișcă așa ca tine. Cu tine, dacă rămâneai fără ce a pierdut Wally, puteam înțelege că ai ajuns la capătul drumului sau că așa ai fi crezut. Îl întrebă curios. Ai ținut vreodată răbojul? Poate ai putea intra în The Guinness Book of World Records. Există un scriitor belgian, spuse Nim cu gândurile abătute pe altă cale pentru moment, George Simon, care spunea că a făcut-o cu 10.000 de femei diferite. Nu mă ridic la nivelul ăsta nici pe departe. Atunci să lăsăm numerele. Problema e că poate balanga lui n-a fost niciodată atât de vital de importantă pentru Wally pe cât iata pentru tine. Nim scutură din cap. Mă îndoiesc. Își amintea de ocaziile când îl văzuse pe Wally junior și soția sa Mary împreună, instinctele fiind cizelate ale lui Nim, îl în înștiințarea că cei doi aveau o viață sexuală strașnică. Se întreba cu tristețe ce se va alege de căsnicia lor. Berea și vot ca dublă sosiră. Când mai treci, îi spuse Nim ospătarului, mai adu un rând. Era seara de vreme. Barul în care se aflau, Daisy Dazit, mic și întunecos cu un pianist sentimental care tocmai se arunca în Moon River, se găsea nu departe de cartierul general al GCPNL. Nim și Harry London merseră până acolo pe jos la sfârșitul zilei de lucru. Ultimele trei zile fuseseră cel mai urât scurt interval din viața lui, pe care și-l amintea Nim să-l fi trăit vreodată. În prima zi, la Devil's Gate, senzația de stupefacție urmând electrocutării lui Wally Talbot Jr. nu durase decât câteva secunde. Apoi, în timp ce Wally încă mai era coborât de pe pilon, procedurile standard de urgență porniră cu toată viteza. În orice mare companie de utilitate publică, Electrocutările sunt rare, dar se întâmplă inevitabil, de obicei de mai multe ori pe an. Cauza e fie neglijența de moment, anihilând măsurile de prevedere costisitoare și rigide, sau un accident de o șansă la o mie, precum cel ce se petrecuse cu atâta repeziciune sub ochii lui Nim și ai celorlalți. În mod ironic, Golden State Power avea un program publicitar agresiv orientat spre părinți și copii avertizând asupra pericolelor de a înălța zmeie pe lângă liniile de înaltă tensiune. Rețeaua cheltuise mii de dolari pe afișe și reviste ilustrate dedicate acestui subiect și le distribuise în școli și alte instituții. După cum Fred Wilkins, tehnicianul roșcovan, avea să dezvăluie ulterior cu spaimă că știa despre programul de avertizare. Dar soția lui Wilkins, mama lui Danny, nu știa recunoscu cu lacrimi în ochi, că avea impresia vagă de a fi auzit despre așa ceva, însă uitase când sau unde, nici nu-i revenise amintirea când sosise zmeul, în dar de la bunici, cu poșta de dimineață, iar ea îl ajutase pe Deni să-l asambleze. Cât despre ascensiunea lui Deni pe stâlp, fusese descris de către cei ce-l cunoșteau ca un băiat hotărât și neînfricat. Cangea de aluminiu pe care o luase cu el era o gafă pe care tatăl său o folosea uneori la pescuitul în adâncurile mării. Stătea depozitată într-o magazie de scule unde copilul o văzuse adesea. Nimic din toate acestea nu se știa firește când o echipă de prim ajutor specializată, alertată de sirena taberei, se grăbi să-i administreze ajutorul lui Oli Talbot. Era inconștient. Fusese ars grav pe porțiuni întinse din trup și se oprise respirația. Echipa de prim ajutor, dirijată de o soră calificată ce conducea micul cabinet medical al taberei, începu cu competență respirația gură la gură, simultan cu masajul cardiac extern. În timp ce reanimarea continua, Oli fu purtat până la singurul pat al clinicii. Acolo, sora, primind instrucțiuni radiofonice de la un medic din oraș, în a folosi un defibrilator pe pieptul închis în încercarea de a restabili normala funcționare a inimii. Tentativa reuși, asta și alte măsuri îi salvară lui Welly viața. De acum, un elicopter al companiei era în drum spre Devil's Gate, același aparat care urma să-l fi preluat pe nim. Wally, însoțit de soră, fu luat și dus direct la spital pentru tratamente intensive. Abia a doua zi, supraviețuirea îi devenit certă și se cunoscu cu natura detaliată a vătămărilor. În acea a doua zi, ziarele făcură mare tapaj din toată întâmplarea, impactul ei fiind sporit de către relatările de martori oculari ale reporterilor aflați la fața locului. Numărul de dimineață din Chronicle West îi dădu un tratament de primă pagină cu titlul Omul electrocutat este un erou. După amiază, deși promptitudinea se mai atenuase, California Examiner dedică o jumătate din pagina 3 unui articol de fond semnat Nancy Molino, intitulat Sacrificiu de sine în salvarea unui copil. Examinerul publică și el o fotografie pe două coloane cu Wally Talbot Jr. și o alta a micului Danny Wilkins cu un obraz bandajat, rezultatul juliturilor când băiatul alunecase în jos aproape de vârful turnului, singura rană cu care se alesese. Televiziunea și radioul difuzaseră buletine de știri cu o noapte înainte, dar își continuară relatările și a doua zi. Datorită interesului său omenesc, povestea atrase atenția la scara întregului stat și în oarecare măsură și pe plan național. La spitalul Mont Eden din oraș, nu mult după amiaza acelei a doua zile, un chirurg ținu o conferință de presă improvizată pe un coridor. Nim, care vizitase spitalul mai devreme, tocmai se întorsese și asculta de pe margine. Starea domnului Talbot e critică, dar stabilă și se află în afara oricărui pericol imediat, anunță tânărul chirurg, care arăta ca reîncarnarea lui Robert Kennedy. Are arsuri grave pe 20% din suprafața corpului și a mai suferit și anume alte vătămări corporale. Ați putea fi mai concret, domnule doctor? Întrebă unul dintr-o duzină de gazetari. Care sunt celelalte vătămări? Medicul îi aruncă o privire unui bărbat mai în vârstă de lângă el, despre care Nim știa că e administratorul spitalului. Doamnelor și domnilor, din presă, spuse administratorul, în mod normal, din respect pentru problemele intime, nu s-ar divulga nicio altă informație. În acest caz, oricum, după o discuție cu familia, am decis să fim deschis cu presa. Cu toată franchețea, să punem capăt speculațiilor. Prin urmare, se va răspunde ultimei întrebări. Dar înainte de aceasta, vă rog, din considerație pentru pacient și familia sa, să fiți discreți în ceea ce scrieți și vorbiți. Vă mulțumim! Continuați, vă rog, domnule doctor! Efectele electrocutării asupra trupului omenesc sunt întotdeauna imprevizibile, continuă chirurgul. Adesea, moartea rezultă atunci când sarcini electrice mari trec prin organele interne înainte de a se scurge în pământ. În cazul domnului Talbot, acest lucru nu s-a întâmplat, Astfel că, din acest punct de vedere, a avut noroc. În schimb, curentul electric a trecut peste suprafața superioară a trupului și a ieșit spre sol prin turnul metalic pe calea penisului. Se auziră ignete și urmă o tăcere șocantă, în timpul căreia nimeni nu părut dornic să pună următoarea întrebare. În cele din urmă, un reporter mai vârstnic o făcu și domnule doctor Starea a fost distrus prin ardere. Total. Acum, dacă binevoie să mă scuzați, grupul presei neobișnuit de supus se îndepărtă. Nim rămase. I se prezentă administratorului și se interesă despre familia lui Wally Junior, Erdit și Mary. Nim nu văzuse pe niciuna dintre ele după accident, dar știa că le va întâlni curând pe amândouă. Erdit află Nim, se afla în spital sub efectul sedativelor. A suferit un șoc, spuse administratorul. Presupun că știți despre moartea soțului doamnei cu foarte puțin timp în urmă. Nim în cuvință. Doamna Talbot, cea tânără, e cu soțul ei, dar niciunui alt vizitator nu îi se îngăduie deocamdată accesul. În timp ce administratorul aștepta, Nim măzgăli un bilet pentru Mary spunându-i că îi stă la dispoziție dacă are nevoie de el și că în orice caz se va întoarce la spital a doua zi. În noaptea aceea, la fel ca și în timpul celei dinainte, Nim nu dormi decât pe apucate. Scena de la Devil's Gate, relându-se în mintea lui, iar și iar, ca un coșmar cu repetiție. În dimineața celei de-a treia zile, o întâlni pe Mary, apoi și pe Erdic. Mary îl întâmpină în fața salonului de spital, unde Wally încă se mai afla sub îngrijire intensivă. Olie e conștient, spuse ea, dar nu vrea să vadă pe nimeni. Nu încă, Soția lui Wary arăta palidă și obosită, dar ceva din obișnuitul ei stil pragmatic tot mai ieșea la iveală. Erdit însă vrea să te vadă. Știa că ai să vii. Nim spuse cu blândețe. Cred că vorbele nu prea ajută Mary. Cu toate astea, îmi pare rău. Tuturor ne pare. Mary îl conduse până la o ușă cu câțiva metri mai încolo și o deschise. Uite-l pe Nim, mama. Lui îi spuse. Eu mă întorc la Wary. Acum te las. Intră, Nim! Îl pofti Erdit. Era îmbrăcată și se odihnea pe un pat, rezemată pe perne. nu i ridicol să fiu și eu în spital? I se simțea isteria pe sub voce, își spuse el, iar obrajii îi erau prea îmbujorați, ochii prezentând o strălucire artificială. Nim își aminti ceea ce spuse administratorul despre șoc și sedative, deși acum Erdit nu părea să fie tranquilizat. Începu ezitant. Aș dori să știu ce să spun. Întrerupându-se, se, se aplecă să o sărute. Spre surprinderea lui, Erdit deveni țeapănă și întoarse capul în altă parte. Încheie prin a-i atinge stângaci obrazul cu buzele, simțindu-i încins. Nu, îl mustră Erdit. Te rog, nu mă săruta. Întrebându-se dacă o jignise în vreun fel, găsindu-i starea greu de decifrat, mută un scaun și se așeză lângă pat. Urmă o tăcere, apoi ea spuse pe jumătate gânditoare. Spun că Wally va trăi. Ieri nu știam, așa că azi e cel puțin cu atâta mai bine. Dar cred că știi cum va trăi. Vreau să zic ce i s-a întâmplat. Uh, da, știu. Te-ai gândit la fel ca mine. Nim? La un motiv pentru ceea ce s-a întâmplat? Erdit, am fost acolo, am văzut. Nu la asta mă refer. Vreau să spun de ce. Nedumerit, clotină din cap. M-am gândit mult de ieri până azi, Nim și am tras concluzia că ceea ce pare un accident poate fi din cauza noastră, a ta și a mea. Continuând să nu înțeleagă, Nim protestă. Te rog, ești prea istovită. E un șoc cumplit, știu, mai ales că a venit atât de curând după Walter. asta e problema. Fața și vocea lui Erdit erau încordate. Tu și cu mine am fost păcătoși, atât de curând după ce a murit Walter. Am un sentiment că sunt pedepsită că Wally, Mary, copiii, cu toții suferă din cauza mea. Un moment, Nim fu redus la o tăcere șocantă, apoi spuse violent. Pentru numele lui Dumnezeu, Erdit, termină cu asta. E ridicol. Oare? Gândește-te mai bine când vei fi singur așa cum am făcut eu și tocmai acum ai spus pentru numele lui Dumnezeu. Tu ești evreu, Nim. Religia ta nu te învață să crezi în mânia și pedeapsa Domnului? Chiar dacă e așa, eu nu le accept pe toate astea. Nici eu nu făceam, spuse cu jale Erdit, dar acum îmi pun întrebări. Uite ce spuse el, căutând cu disperare cuvintele pentru a schimba gândul: Uneori viața face ca o familie să sufere, după cum se pare, tragedia cu ambele țevi, în timp ce alte familii scapă neatinse. Nu e logic, nu e drept, dar se întâmplă. Mă pot gândi și la alte exemple, la fel și tu. De unde știm că acele alte exemple nu erau și ele pedepse? pentru că nu au nicio cale de a fi, pentru că totul în viață e hazardul, hazardul pe care îl facem noi înșine prin erori sau ghinioane, inclusiv ghinionul de a fi în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Asta e totul, Erdit. Și e o nebunie să dai vina pe tine însăți, indiferent cum, pentru ceea ce i s-a întâmplat lui Wally. Femeia răspunse cu glas surd. Vreau să te cred, dar nu pot. Acum lasă-mă au să mă trimit acasă în după amiaza asta. Plec curând cu mașina, îi spuse el, ridicându-se în picioare. Erdit clătină din cap. Nu sunt sigură că faci bine, dar sună-mă. Se aplecă să o sărute pe obraz, apoi, amintindu-și dorințele ei, abandonă încercarea și ieși repede. Mintea îi era o vâltoare de gânduri. În mod clar, Erdit avea nevoie de ajutorul unui psihiatru, dar dacă nimeni o sugera lui Mary sau oricui altcuiva, ar fi trebuit să explice de ce în amănunt. Chiar și sub pecetea confidențialității medicale, nu se putea imagina pe sine făcând asta. Cel puțin, nu încă. Durerea pentru Wally, Erdit și propria sa dilemă, îl urmări toată ziua refuzând să se lasă izgonită. Ca și cum asta n-ar fi fost destul, în aceeași după amiază, Nim fu la stâlpul infamiei în California Examiner se întrebase dacă în perspectiva folosirii de urgență a elicopterului pentru a-l transporta pe Worry din tabăra Devil's Gate, Nancy Molino și-ar putea abandona intenția de a scrie despre celelalte scopuri în care se folosea aparatul. Nu renunțase. Articolul ei era într-o casetă pe contrapagina editorialului. Capitanii și regii și domnul Goldman al GCPNL. V-ați întrebat vreodată cum ar fi să aveți un elicopter privat care să vă plimbe oricând vreți în timp ce stați culcat și relaxat? Cei mai mulți dintre noi nu se vor bucura niciodată de această plăcere exotică. Aceia care o fac se înscriu în anumite categorii. Președintele Statelor Unite, familia regală britanică, reposatul Howard Hughes, ocazional Papa și, a, ah, da, anumiți directori favorizați ai prietenoasei dumneavoastră rețele de utilitate publică Golden State Power and Light. De exemplu, domnul Nimrod Goldman. De ce Goldman? V-ați putea întreba. Ei bine, se pare că domnul Goldman, care e vicepreședinte al GCPNL, e prea important pentru a călători cu autobuzul, chiar dacă unul, închiriat în particular de către Golden State Power, tocmai avea același drum al altăieri și fotolii goale din Belșuc. În loc a ales un elicopter care mai urmau destule împreună cu o fotografie a elicopterului GCPNL și un portret deloc măgulitor al lui Nim pe care bănuia domnișoara Molino îl alesese din fonoteca ziarului. De deosebit de dezavantajos, era un paragraf în care scria Consumatorii de curent electric și gaz, deja asediați de facturi scumpe și cărora li s-a spus că prețurile vor crește din nou în curând, se pot întreba despre felul cum li se cheltuiesc banii de către GCPNL, o companie quasi publică. Poate că dacă șefii, ca Nimrod Goldman, ar binevoi să se deplaseze, la fel ca noi ceilalți, mai puțin pompos, economiile rezultate alături de alte economii ar putea ajuta la stoparea acestor persistente scumpiri. Pe la jumătatea după amiezii, Nim împături ziarul și încercui articolul, apoi îl dădu secretarei lui G. Eric Humphrey. spune președintelui că mi-am închipuit că va vedea oricum chestia asta, așa că o poate primi foarte bine de la mine. Peste câteva minute, Humphrey năvăli în biroul lui Nim și dădu cu ziarul de pământ. Era mai furios decât îl văzuse Nim vreodată și, lucru neobișnuit pentru el, ridică glasul. Pentru numele lui Dumnezeu, ce ai crezut de ne băgat în mizeria asta? Nu știi că Comisia pentru Utilitate Publică analizează cererea noastră de mărire a taxelor și va lua o decizie în următoarele câteva zile? Asta e exact genul de lucru care să ridice un protest public ce ar putea determina să ne ia gâtul. Nim eliberă și el o oarecare iritare proprie. Sigur că o știu, spuse el, și arătă spre ziar. Chestia asta mă necăjește și pe mine, la fel ca pe tine. Dar blestemata de reporteriță avea cuțitul de scalpat scos. Dacă nu prindea faza cu elicopterul, s-ar fi legat de altceva. Nu neapărat. Nu, dacă nu găsea nimic. Folosind din discret elicopterul, așa cum ai făcut-o, i-a aruncat ocazia în poală. Pe punctul de a replica răstit, Nim decise să-și țină gura. Înghițirea învinuirilor nedrepte, bănuia el, putea fi considerată o parte din sarcina adjunctului. Cu doar două săptămâni în urmă, președintele le spusese ajutorilor săi superiori la o întâlnire neoficială. Dacă puteți economisi o jumătate de zi pe drum, făcându-vă treaba mai repede și mai eficient, folosiți un elicopter al companiei pentru că, pe ansamblu, iese mult mai ieftin. Îmi dau seama că ne trebuie aeronavele alea pentru patrularea liniilor de transmisie și urgențe, dar când nu se folosesc astfel, costă doar cu puțin mai mult să le înălțăm în aer decât ne-ar costa ținându-le la sol. Un alt lucru pe care Eric Humphrey se vede că lui tase era acela că îi ceruse lui Nim să se ocupe de turneul de două zile cu presa și totodată să-l reprezinte la o întrunire importantă a Camerei de Comerț în dimineața celei din tâi. Nim n-avea nicio cale de a le fi făcut pe amândouă fără a folosi elicopterul. Oricum, Humphrey era un om cinstit și probabil avea să-și amintească mai târziu, și chiar dacă nu făcea, judecă Nim, nu conta prea mult. Însă combinația celor trei zile de evenimente îl lăsase extenuat și melancolic. Astfel, când Harry London, care cunoștea unele, deși nu pe toate, din motivele depresiunii lui Nim, băgase un cap pentru a-i propune o băută după slujbă, Nim acceptase prompt. Acum simțea alcoolul punând stăpânire pe el și, câtă vreme nu era cu nimic mai fericit, o amorțeală crescândă îi aducea oarecum alinare. Într-un colț al creierului, care încă îi mai funcționa cu claritate, Nim se desconsidera pentru ceea ce făcea și slăbiciunea implicată de aceasta. Apoi își reaminti Sieș că nu se întâmpla prea des, nu-i venea în minte ultima oară când băuse peste măsură și poate că a se lăsa pur și simplu să lunece la vale odată într-un răstimp, spunând, la dracu cu toate, putea avea un rol terapeutic. Dă-mi voie să te întreb ceva, Harry, spuse gros Nim. Ești religios? Crezi în Dumnezeu? Încă o dată, London, bău un de lung, apoi șterse cu Batista spuma de bere de pe buze. La prima nu. Cât despre a doua, iau așa. Nu m-am lăudat niciodată că nu cred. Cum rămâne cu vinovăția personală? Porți multe de astea cu tine? Nim și-o amintea pe Erdit, care îl întrebase. Religia ta nu te învață să crezi în mânia și pedeapsa Domnului? În după amiaza aceea, expediase întrebarea. De atunci, însă, săcăitor, se reluase în mintea lui de mai multe ori. Cred că tot omul are unele vini. London păru înclinat să-și încheie aici declarația, apoi se răzgândi și adăugă. Mă gândesc uneori la doi tipi din Corea, amici apropiați de ei mei. Eram într-o patrulă de recunoaștere pe lângă râul Ialu. Acei doi o luaseră mai înainte decât noi ceilalți și apoi am fost cu toții prinși sub focul inamic. Cei doi tipi au avut nevoie de ajutor ca să se întoarcă. Eu eram încheietor de pluton, aveam comanda și ar fi trebuit să-i conduc pe ceilalți, asumându-ne riscul de a ajunge pe cei dinainte, în timp ce încă mă mai prăsuiam nehotărât, gălbiorii au dat peste ei. O grenadă i-a făcut pe amândoi bucăți. Asta e o vină pe care o porc cu mine. Asta și altele. Bău din nou, apoi spuse. Știi ce faci tu, amice? Ne faci pe amândoi să... Cum e vorba aia? Dăm apă la șoareci, spuse Nim, chinuindu-se să articuleze. Ai bun ghito. Să dăm apă la șoricei. Harry London înclină solemn din cap în timp ce pianistul barului începea să cânte o nouă piesă.